Deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Marcu, capitolul 5, și vom descoperi aici cumva deranjul care stabilește ordinea. Deranjul care stabilește ordinea. Marcu, capitolul 5, începând cu versetul 1. Au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus, fiți atenți, când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Omul acesta își avea locuința în morminte și nimeni nu putea să-l țină legat, nici chiar cu un lanț, nici poliția, justiția, nici spitalul nouă, nimeni. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușile și sfârmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Totdeauna, neîncetat, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat și s-a închinat și a strigat cu glas tare: Ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, sau Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt? Te jur în numele lui Dumnezeu să nu mă chinuiești! Căci Iisus îi zicea: Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Nu că nu știa Domnul Hristos, ci pentru a demasca că acolo erau mai mulți demoni. Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Și îl ruga stăruitor să nu-i trimit afară din ținutul acela. Acolo, lângă munte, era o turmă mare de porci care pășteau. Și dracii l-au rugat și au zis: Trimite-ne în porcii aceia ca să intrăm în ei. Iisus le-a dat voie și duhurile necurate au ieșit și au intrat în porci și turma s-a repezit pe râpă în mare. Erau aproape 2000 și s-au înnecat în mare. Porcarii au fugit și au dat de știre în cetate și prin satele vecine. Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată pe cel ce fusese îndrăcit și avusese legiunea de draci, șezând jos la picioarele Domnului, îmbrăcat și întreg la minte, și s-au înspăimântat. Cei ce văzuseră cele întâmplate le-au povestit tot ce se petrecuse cu cel îndrăcit și cu porcii. Atunci au început să roage pe Iisus să vină în viața lor? Atunci au început să roage pe Iisus să plece din ținutul lor. Pe când se suia el în corabie, să plece din ținutul gadarenilor, un teritoriu tenebru, agresat, omul care fusese îndrăcit îl ruga să-l lase să rămână cu el, adică să meargă și el cu Iisus. Iisus nu i-a dat voie și o să înțelegem în dimineața aceasta de ce nu i-a dat voie, ci i-a zis: du-te acasă la ai tăi, că este Iisus Hristos, este singurul care întoarce pe cei pierduți în sânul familiei. Du-te acasă, îi spune, la ai tăi și povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a ascultat ce a făcut. A început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus. Și toți se minunau, binecuvântat să fie Domnul. Vă invit cu respect să vă așezați în prezența lui Dumnezeu. Dragilor, vorbim în dimineața aceasta despre deranjul care stabilește ordinea. Deranjul care stabilește ordinea. Găsim din Evanghelii și din epistolele pe care le avem și le putem studia că viața cu Domnul Iisus Hristos este cât se poate de palpitantă. Viața cu Domnul Iisus Hristos este cât se poate de antrenantă. Lângă Domnul Iisus Hristos, dacă vreți, dragilor, zonele de plictiseală sunt sparte de acțiune, de activitate, de evenimente deosebit de importante. Banalul dispare din viața oamenilor când ei intră în contact cu Evanghelia. Plictiseala, de asemenea, este spartă de acțiunea care vine prin credință și din relația pe care o avem cu Domnul nostru Iisus Hristos. Viața cu Domnul Iisus Hristos este cât se poate de palpitantă. Dacă ne uităm în contextul larg al Scripturilor, al acestor evenimente, găsim că în urmă cu o noapte, Domnul Iisus Hristos, dacă vreți, deranjează confortul ucenicilor, luându-i din confortul lor și ducându-i pe mare, acolo unde bat vânturile puternice, acolo unde pericolele sunt mai mari. Vedeți? Domnul Iisus Hristos deranjează confortul ucenicilor și îi duce în mijlocul problemelor. Știți de ce? Pentru că el uneori deranjează viața credincioșilor ca să stabilească curajul lor în mijlocul adversităților. Să știți, dragilor, că viața de credință, viața lângă Domnul nostru Iisus Hristos,
Nu va fi una de pace, întotdeauna de liniște, întotdeauna, una de plictiseală, una de trândăvie, una de lipsă de activitate. Dumnezeu nu o să facă dintre noi niște bibelouri, niște porțelanuri pe care o să le va așeza în niște vitrine să se minuneze oamenii de noi. El va deranja confortul ucenicilor săi, împingându-i în larg, departe de țărm, departe de obișnuit, ca noi să învățăm să umblăm în supranatural și să avem curajul să înfruntăm adversităților. Spunea cineva atât de frumos într-o poezie: tulbură-ne, Doamne, când suntem prea mulțumiți cu noi înșine, când ni se împlinesc visurile, fiindcă am visat prea mărunt, când am ajuns la destinație, fiindcă am vâzlit prea aproape de țărm. Tulbură-ne, Doamne, când sătui de lucrurile pe care le avem, ne-am pierdut foamea de pâinea vieții, când îndrăgostiți de viață am încetat să mai visăm la veșnicie, când în strădania de a zidi un pământ nou am uitat cerul. Tulbură-ne, Doamne, deranjează-ne, Doamne, în dimineața aceasta dacă ne-am oprit din alergarea noastră, dacă nu mai avem acțiunea credinței, dacă nu mai umblăm în larg, dacă nu mai misionăm, dacă nu mai vestim pe Hristos, dacă nu mai facem lucrările Lui. Tulbură-ne, Doamne, ca să îndrăznim mai strașnic, să ne avântăm în mările învolburate, în larg, unde furtunile ne vor învăța despre stăpânirea Ta. Că ce-au învățat valurile și furtunile pe ucenici? Că Iisus Hristos are putere peste natură, peste creație, peste toate elementele nefavorabile care vin peste viața noastră. El este Domnul creației, El este Capitanul mărilor. Binecuvântat să fie Domnul! Și unde fără țărmuri la orizont vom vedea stelele, când nu mai ai țărm la orizont, te uiți în sus și-L vezi pe Hristos strălucind, binecuvântat să fie Domnul. Îți cerem să împingi zarea nădejdilor noastre și mai departe, iar viitorul să-L aduci și mai aproape de noi, cu putere, îndrăzneală, speranță și dragoste. Îți cerem acestea în numele Capitanului nostru, Iisus Hristos. Dragilor, dacă ați venit la viața de credință crezând că Domnul Iisus Hristos o să pregătească un cadru de sticlă unde o să ne pună și o să stăm liniștiți acolo, v-ați înșelat. Să știți, pe de o parte, creștinismul rezolvă problema temerilor. Creștinismul vine în apărarea celor fricoși, celor superstițioși, dar în același timp, creștinismul nu este pentru fricoși și pentru superstițioși. Creștinismul nu este pentru fricoși și pentru superstițioși. Dragilor, creștinismul în frunte cu Domnul Iisus Hristos și cu apostolii a înfruntat cele mai mari pericole. Creștinismul a înfruntat pericole evidente, imediate, persecuția. Creștinismul s-a ridicat împotriva morții. Creștinismul a întâmpinat și a reușit să biruiască toate dificultățile majore pe care poate să le parcurgă un om în viață. Vedeți, uneori suntem puși în pericol în viața de credință și ar trebui să le spunem oamenilor că uneori a te pocăi, a te întoarce la Domnul Iisus Hristos înseamnă să renunți la tot, înseamnă să te duci în larg, înseamnă să mergi noaptea cu Iisus pe corabie, să n-ai țărm la orizont, să se clatine corabia, să simți că pierzi terenul de sub picioare, să simți că n-ai niciun punct de sprijin, dar Iisus să fie cu tine în corabie. Și atunci când Iisus este în corabie, corabia respectivă nu se poate scufunda niciodată, pentru că apele nu-L pot înghiți pe Domnul, Stăpânitorul lumii, pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Vedeți? Domnul Iisus Hristos îi scoate pe ucenici din confortul lor, le deranjează confortul și le spune: veniți un pic cu mine că vreau să vă învăț să aveți curaj în fața adversităților. Sunt oameni care au temeri necontrolate și vin la viața de credință și spun: nu, Dumnezeu trebuie să creeze cadrul potrivit, să ridice ziduri fortificate în jurul meu ca să fiu apărat de adversități. Deși Domnul Hristos zice: nu voi zidi niciun zid fortificat, voi dărâma zidurile fortificate, te voi sui cu mine în barcă, te voi duce noaptea în mijlocul furtunilor și al valurilor ca să dobândești curaj în fața adversităților și să înțelegi că Iisus Hristos este Capitanul apelor, mărilor, al întregii creații. Pe de altă parte,
Vedem că spre dimineață sunt mulți comentatori care spun că după experiența aceasta în care ucenicii s-au înspăimântat și Domnul Iisus Hristos, când ai frică, o să te ducă în zonele acelea de confruntare până pierzi frica. O să ne ducă în zonele acelea de confruntare până vom pierde frica. După experiența respectivă, ucenicii n-au mai fost atât de fricoși. Când au coborât la mal, deja aveau experiența că Iisus Hristos este stăpânitor, este Domn, este cel mai puternic, are putere peste valuri, peste furtună și peste toate adversitățile care vin peste viața noastră. Pe de altă parte, dragilor, dincolo de faptul că Domnul Iisus Hristos a deranjat confortul ucenicilor ca să stabilească curajul lor în mijlocul adversităților, așteptați-vă să vă trimită în larg Dumnezeu. Așteptați-vă să aveți o viață plină de acțiune. Așteptați-vă să vedeți pericole. Așteptați-vă să se ridice cineva împotriva dumneavoastră. Așteptați uneori persecuții, așteptați chiar cei din casa voastră să se ridice împotriva voastră când veniți la credință. Pentru că acolo ne împinge Hristos uneori, dar nu vom fi doborâți. Vom dobândi curaj și vom fi biruitori în fața adversităților. Împreună cu Hristos. Și sunt comentatori care spun că dincolo de faptul că Domnul Iisus Hristos a deranjat confortul, și mă rog Domnul să deranjeze confortul bisericii de astăzi. Biserica de astăzi este cea mai bogată din toate generațiile consemnate. Biserica are acum și putere politică, biserica are bani, biserica are toate formele de privilegii, biserica este puternică din punct de vedere financiar, ea nu mai duce lipsuri. Dar duce o lipsă foarte mare, puterea Duhului Sfânt. Biserica este blazată, biserica stă pe loc, biserica nu mai avansează, biserica nu mai misionează plină de curaj în numele lui Iisus Hristos. Și Dumnezeu să tulbure contextul în care noi ne aflăm acum, pentru că sindromul laodicean este prezent în biserica acestor vremuri. Oameni care zic suntem sătui, avem bani, avem prosperitate, avem putere, avem tot ce ne trebuie. Și de fapt ei erau săraci, orbi, goi și cum? Și ticăloși, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute. Deci după ce ei coboară de pe zona aceea de mare, înspăimântați acolo, au trăit o zonă de înspăimântare, coboară la țărm acum. Și sunt mulți comentatori care spun că era încă noapte când ei au coborât la țărm. Și acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, în mod deosebit pe surori, care sunteți mai fricoase în privința aceasta întunericului, a celor demonizați. Dacă ați fi fost cu Domnul Iisus Hristos în corabie și ar fi început corabia să se clatine, nu știu ce ați fi făcut dumneavoastră, știm ce au făcut bărbații, au tremurat de frică, da? Gândiți-vă acum că Domnul Iisus Hristos îi duce într-o altă zonă de risc. Îi duce într-o cetate în care un om nebun, un om demonizat făcea scandal, teroriza întreaga Gadara, un om care sperea întreaga populație și Domnul Iisus Hristos îi duce în zonă de risc. Acum gândiți-vă dumneavoastră, sunteți în corabie cu Domnul Iisus Hristos și a zis venim la credință ca Domnul să ne liniștească, să ne păzească, să ne țină în casa, casele noastre liniștite, să nu avem parte de adversități, de pericole, de nimic. Și Domnul Iisus Hristos zice veniți un pic cu mine că vă duc într-o zonă de risc. Și coborâm acum din barcă cu Domnul Iisus Hristos pe țărmul agresat din Gadara, unde un nebun sau doi nebuni, două personaje sinistre, da, dezbrăcați, doi oameni care se tăiau în carne, doi oameni care țipau, care erau iraționali și care terorizau Gadara vin în întâmpinare. Un alt pericol pe care îl constatăm. Însă, dragilor, primul lucru pe care îl învățăm în dimineața aceasta este faptul că Domnul Iisus Hristos deranjează cetatea hărțuită ca să stabilească ordinea mult dorită. Domnul Iisus Hristos deranjează cetatea hărțuită ca să stabilească ordinea mult dorită. Spune cuvântul lui Dumnezeu că au ajuns pe celălalt țărm al mării, în ținutul gadarenilor. Când a ieșit Iisus din corabie, spune cuvântul lui Dumnezeu, dracii din omul acela, și spuneam într-un alt context, că acolo au fost două mișcări în același timp. Eu consider că dracii, demonii din omul acela, recunoscând autoritatea lui Hristos, au luat-o la fugă, deci ați văzut că dracii nu sunt nici agnostici, nici atei. Dracii cred în Dumnezeu, îi recunosc autoritatea. Dracii când au văzut pe Hristos, i-au recunoscut autoritatea și s-au dus, s-au închinat înaintea lui. Nu ca formă de adorare,
Nu ca formă de pocăință, ci cu teamă s-au închinat înaintea celui ce este puternic. Pentru că în ținutul acela al demonilor, în care demonii călăreau viața oamenilor, a venit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și la primul picior pe care l-a pus pe țărm, spune cuvântul lui Dumnezeu, că dracii terorizați de prezența lui Hristos l-au luat pe omul acesta și l-au aruncat la picioarele lui Hristos. Însă dracii s-au închinat, nu ca formă de adorare, ci cu teamă, recunoscând autoritatea lui Hristos. Însă pe de altă parte, omul acesta care era posedat de demoni a găsit în Hristos singura soluție pentru viața lui. Pe de o parte alergau demonii ca să recunoască autoritatea și stăpânirea lui Hristos și pe de altă parte alerga omul degradat de diavolul la picioarele singurului care poate restaura viața oamenilor. În persoana lui Hristos vedeai dragoste, vedeai acceptare, vedeai puterea de a fi restaurat, binecuvântat să fie Domnul. Dragilor, era țărmul terorii. Domnul Iisus Hristos a pășit pe țărmul terorii. A ajuns în zona aceea să deranjeze cetatea hărțuită pentru a stabili ordinea mult dorită. În privința acestei cetăți sunt două perspective. Prima perspectivă este că cetatea Gadara ar fi fost neamurină, ar fi fost a neamurilor. Indiciul, creșterea porcilor. Da, în cadrul iudaic nu aveai voie să crești porci, să faci business din, nici să mănânci carne de porc, nu aveai voie. Indiciul acesta este explicat de unii teologi. Însă, din punctul meu de vedere, eu merg pe a doua variantă și anume că acest ținut al gadarenilor fusese dat seminției lui Gad de la răsărit la Iordan. Gad alesese partea aceasta a Iordanului, ei au fost cei care au rămas pe malul estic, iar acum îi găsim ocupați cu creșterea porcilor. Din punctul meu de vedere, nu era o cetate neamurină, nu era o cetate a neamurilor, era ținutul lui Gad, poporului lui Dumnezeu. Și aici vedem căderea vertiginoasă pe scara valorilor, dragilor. Aici vedem un popor al lui Dumnezeu care s-a îndepărtat și a ajuns în cea mai josnică condiție a existenței lor. Când fiul risipitor a plecat de acasă, de sub binecuvântarea tuturor privilegiilor din casă, spune cuvântul lui Dumnezeu că a avut o etapă de euforie. A început să bea, a început să se distreze, a început să fie înconjurat de domnișoare, a început să se destrăbăleze, el a crezut că lumea aia lui. A stat ca Leonardo DiCaprio pe puntea vasului și a strigat: I am the king of the world, am bani, l-am deposedat pe tata de valori, am talente, am înzestrări, mă bucur de viață, sunt capitanul propriei mele vieți. Și n-a știut că în fața lui este un iceberg care îl va duce la troaca porcilor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că în iudaism nu exista o condiție mai josnică decât condiția de a ajunge la porci. Fiul risipitor care a risipit absolut tot. Și țineți minte ce vă spun. Cine fuge din comunitatea spirituală, din biserică, cine pleacă de sub binecuvântarea părinților care sunt credincioși lui Dumnezeu, cine fuge și întoarce spatele lui Dumnezeu, ținta lui va fi sau vor fi porci. Pentru că diavolul degradează viața oamenilor în cele mai josnice moduri. Și acum vedem Gadul, da? Poporul lui Dumnezeu a ajuns să crească porci, coborând concepția lor la o concepție materialistă. Oameni care au ajuns în situația în care animalele erau mai importante decât sufletele oamenilor. Am auzit în dimineața aceasta că dacă am pune universul și sufletul omului în ochii lui Dumnezeu, sufletul omului cântărește mai mult decât universul. Și Domnul Iisus Hristos vine în ținutul Gadarei, un ținut căzut din punct de vedere moral, un ținut luat în stăpânire de diavolul, pentru că cine întoarce spatele lui Dumnezeu, Dumnezeu îl părăsește și spune că el ajunge în cea mai josnică condiție de existență. Oamenii aceștia, în contextul cetății lor, au trăit decădere morală, au ajuns în cea mai joasă condiție și au ajuns să fie terorizați, pentru că acolo unde Dumnezeu este respins, este alungat afară, intră diavolul, își așează tabăra lui și aduce distrugere severă peste locul respectiv. Dragilor, permiteți-mi să vă spun că în orice cetate, în orice societate din care lipsesc valorile creștine, din care lipsește Dumnezeu, urmează degradarea,
urmează distrugerea și urmează rușinea și josnicia. Vedeți, în Gadara, elementele de justiție erau ineficiente și erau insuficiente. Spune cuvântul lui Dumnezeu că au încercat să lege, au încercat să-l țină într-o zonă de siguranță, să fie pur și simplu liniște în cetatea Gadarei, dar n-au reușit. Pentru că demonii nu se scot cu închisoare, cu legi de justiție. Pușcăria nu schimbă pe nimeni, dragilor. Pușcăria nu face decât să stopeze pe o perioadă de timp, pe perioada sentinței, un rău pe care cei care sunt închiși l-ar fi făcut în mod public. Evanghelia lui Iisus Hristos schimbă vieți. Problemele demonice nu pot fi rezolvate cu elemente de justiție, ci doar cu prezența lui Iisus Hristos. Când îl scoatem pe Hristos din școli, o să umplem pușcăriile. Când le spunem copiilor că e mai importantă ideologia de gen, în loc să le dăm Bibliile în mână, să crească în mod sănătos, în mod natural, dobândind demnitate, respect, valori, o să ajungem să avem pușcăriile pline. Și sunt pușcării unde ne cheamă oamenii și ne spun: veniți și predicați Evanghelia, că doar Evanghelia îi poate schimba pe acești oameni. Doar Evanghelia lui Iisus Hristos. Gadara, în Gadara, nu mai putea nimeni să-l schimbe sau să-i schimbe pe acești doi îndrăciți, că sunt comentatori care spun că erau doi, unul fiind posedat de mai mulți demoni. Dragilor, singura soluție pentru fiecare națiune este Evanghelia lui Iisus Hristos. Vedeți, el deranjează ținutul agresat ca să stabilească ordinea mult dorită. Binecuvântat să fie Domnul. Binecuvântat să fie numele Lui. Vedeți? Dragilor, în astfel de situații, diavolul și-a făcut cuib, răul a luat amploare. Domnul Iisus Hristos a întâlnit un om neobișnuit de violent, posedat de demoni, care constituia un pericol pentru societate. Toate eforturile depuse de a-l stăpâni pe acest om, de a-l închide, de a-l lega, au fost fără efect, insuficiente. Nici poliția, nici jandarmeria, nici SRI-ul, nici spitalul nou, nimeni n-a putut să rezolve problema acestui îndrăcit. Dar pe țărmul din Gadara, decăzut, degradat, terifiant, a pus piciorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și lucrurile se schimbă, binecuvântat să fie Domnul. Vedeți, Domnul în dragostea sa cea mare deranjează din nou ținutul lui Gad, a unor oameni care i-au aparținut, dar i-au întors spatele. Dragilor, cine întoarce spatele lui Dumnezeu să se aștepte la degradare, la umilire, la condiție josnică de existență. În poporul lui Dumnezeu nu exista o condiție mai jos decât să ajungi, să crești porci. Fiul risipitor a ajuns la porci, el care avea toate privilegiile, a ajuns la porci, dorind să mănânce mâncarea porcilor, pentru că diavolul degradează și vom vorbi despre asta puțin mai târziu. Dar Hristos îmbracă cu demnitate. E o diferență cât se poate de mare. El vine și deranjează cetatea hărțuită din nou, ca să restabilească ordinea mult dorită, binecuvântat să fie Domnul. Vedeți, el vine pentru a restabili ordinea valorilor, pentru a restabili relația lor cu Dumnezeu. Eu mă gândesc că ar fi bine să mai dați drumul la un aer condiționat, că deja cred că am slăbit 2 kg. Nu-i rău că am slăbit, că oricum am îngrășat, dar puțin aer cred că ar mai trebui. Altfel, până la final, cred că slăbesc 10 kg. Vedeți, Domnul Iisus Hristos, în dragostea sa cea mare, dragilor, deranjează din nou Gadara. Să știți, când Domnul Iisus Hristos deranjează viața noastră, el nu vine doar pentru a crea deranj, ci pentru a restaura, pentru a reda frumusețea cetății Gadara, care era atât de decăzută, atât de cumplită. Pentru oamenii aceștia, porcii au ajuns să fie mai importanți decât prezența lui Iisus Hristos, atât de jos au căzut oamenii aceștia. Vedem, dragilor, aici o cetate agresată de diavol și vizitată de Iisus pentru a fi restaurată. În prima instanță, deranjul a fost atât de mare încât l-au scos afară pe Domnul Iisus Hristos. Păcătoșii uneori sunt atât de deranjați de mesajul creștin încât îl resping pe Domnul Iisus Hristos. De ce îl resping?
Când pui un lemn strâmb lângă unul drept, îți dai seama de diferențele majore. Și când oamenii care au umblat într-un mod strâmb și nedrept și nevrednic au ajuns lângă cel drept și au dat seama cine sunt înaintea lui Iisus Hristos. Uitându-ne în Evanghelie ne vom da seama cine suntem. Altfel, vom avea păreri bune despre noi. Dar când ne uităm în Evanghelie, vedem că unul singur este drept și acesta este Iisus Hristos. Iar pe noi toți ne-a strâmbat, ne-a mutilat, ne-a degradat păcatul. Însă pentru păcatul nostru, pentru condiția noastră, există o soluție și soluția este Iisus Hristos. Când stăteam la gorjul lui, aveam un vecin care strângea gunoi și ducea în casă. Ați mai văzut la televizor astfel de oameni. Să știți, dacă vreți, imaginea acestui vecin sau imaginea acestui om posedat este imaginea lumii de astăzi. Omul acela strângea gunoi și vecinii lui deja aveau repulsie față de el. Erau revoltați pe el, au chemat poliția în mai multe situații. Într-o zi un vecin l-a luat la bătaie, unul musculos, așa, și am intervenit între ei. Și am zis, oricum ar fi omul acesta, nu ai voie să-l bați, că nici cu bătaia nu-l schimbi, oricum. Omul are probleme care trebuie să rezolvate total diferit. Însă, când au venit cei care puteau să elibereze casa respectivului, să facă curățenie în casă, el n-a vrut să-i lase. A vrut să păstreze gunoiul în casă, care mirosea cumplit. Vecinii erau revoltați, n-a vrut. Așa sunt și mulți oameni. Din nefericire, sunt mulți oameni care vor să păstreze condiția joasă a păcatului de degradare, decât să-L primească pe Hristos, care poate restabili ordinea pe scara valorilor, care ne poate învăța să trăim diferit. Însă, dragilor, în ciuda faptului că Gadara l-a respins pe Hristos, l-a trimis pe Hristos, vreau să vă spun că Domnul Iisus Hristos s-a urcat în corabie, chiar dacă l-au respins, a plecat și aici găsim răspunsul la întrebarea de ce Hristos nu l-a luat pe fostul îndrăcit cu el. Știți de ce? Pentru că a vrut să lase un martor în urma lui. Și vă spun că un martor are puterea să răscolească lumea. Și Domnul Iisus Hristos, când l-a lăsat pe omul acesta, l-a împuternicit să mărturisească că Iisus făcuse aceste lucruri. Spune cuvântul lui Dumnezeu, el a plecat și a început să vestească prin Decapole. Decapole, să știți că era o regiune formată din 10 cetăți, ceva de genul acesta. Și spune că în felul, el a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus și ascultați efectul, toți se minunau. Înseamnă că oamenii respectivi au început să fie uimiți de puterea miraculoasă a Domnului nostru Iisus Hristos. Astfel vedem că Domnul Iisus vine, îi redă, îl restabilește, îl restaurează, îl eliberează pe omul acesta, îl face martorului, ucenicului, nu lea cu el în corabie și spune, rămâi aici pentru că familia ta are nevoie de mărturia ta, vecinii tăi au nevoie de mărturia ta, pentru că impactul cel mai mare va fi acolo unde am trăit până să venim la Hristos. Din lotul național s-au întors 8 la credință. Dacă eu renunțam în prima zi la sport, oamenii aceia nu mai intrau în contact cu Evanghelia. Cum i-au zis unii, te-ai pocăit, lasă-te de sport. Lăsați-vă voi de asta, am zis, că Dumnezeu ne mai călăuzește pe fiecare dintre noi. Am rămas în Lot, am fost aproape cel mai rău dintre ei. Am fost inima petrecerilor. Eu îi duceam în cluburi, eu îi duceam acasă, eu îi făceam să râdă, eu întrețineam atmosfera, eu le dădeam de băut, eu i-am învățat pe unii să fumeze. Și în momentul în care m-am pocăit, au zis, o nebunit. Și pe parcurs, când s-au uitat și zis, mă, n-o nebunit, nebun suntem noi. Și 8 colegi de-ai mei au venit la viața de credință. Puterea unui martor. Și tot lotul național de gimnastică a intrat sub influența Evangheliei lui Iisus Hristos. Al doilea lucru. Domnul Iisus Hristos deranjează dezordinea demonică ca să stabilească ordinea divină. Și vreau să vă spun cât se poate de clar și de concis. Sunt acum curente care spun că poți să fii creștin și poți să fii posedat de diavolul. Și am zis, mă, dar cum poți să aduci tu doi stăpâni la aceeași masă?
Doi stăpâni în același templu. Nu există. Când Hristos a pășit pe ținutul Gadarei, diavolul și-a strâns armatele, n-a avut unde să fugă decât sub permisiunea lui Hristos. Le-a dat voie să intre în porci. Mai există și întrebarea aceasta, diavolul poate să posede trupuri de animale? Se pare că da, dar doar cu aprobarea Domnului Iisus Hristos. Însă vreau să vă spun ceva. Vedeți, când diavolul posedă trupuri umane, trupurile oamenilor, viața oamenilor, el le influențează și gândirea, din fericire, vedeți, pe porci, demonii n-au putut să-i posede în așa fel încât să-i stăpânească. Pentru că în momentul în care demonii au intrat în porci, porci au fost bulversați de prezența respectivă și s-au dus și s-au aruncat și s-au înecat. Vedeți efectul, dar pe oameni, culmea, diavolul îi stăpânește, îi posedă, influențează, îi călăuzește, îi duce pe căile tenebre și sinistre. Deci răspundem cumva și la întrebarea aceasta. Pot demonii să posede trupuri de animale uneori? Iată că se pare că da. Demonii au intrat în porci și aproape 2000 de porci s-au dus și s-au aruncat în lac și s-au înecat și au aruncat în aer pe demonii respectivi. Dar asta vreau să scot în evidență. Când Domnul Iisus Hristos pășește pe țărmul Gadarei, diavolul își face bagajele și pleacă. Când Domnul Iisus Hristos intră în viața noastră, diavolul, el nu mai poate stea la comandă. El trebuie să plece. Cu echipa lui trebuie să plece din viața noastră. Astfel, nu putem spune că noi suntem cu Duhul Sfânt în noi și avem și demoni. Acum, pentru că cercetând lucrurile, unii carismatici au zis, nu, stai că nu la nivel de Duh. La nivel de suflet ești posedat. Băi, omule, am zis, trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Da. Păi în trupul nostru nu-i și sufletul și Duhul? Ba da. Păi și dacă e templul Duhului Sfânt și Duhul Sfânt este în noi, iertați-mă, unde mai intră dracul, dracii? Pe unde mai intră? Diavolul ne poate agresa în trup. Ne poate influența la nivel de sentimente, de emoții, de trăiri, ne poate ispiti, ne poate agresa, dar pe creștin nu-l poate poseda. Pentru că a intrat Stăpânul, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El vine, deranjează dezordinea demonică ca să stabilească ordinea divină. Dragilor, când Domnul Iisus Hristos pășește pe țărmul terorii, ocupanții trebuie să plece. Ocupanții trebuie să predea armele. Și acum observați caracteristicile demonicului. Marcul îl descrie grafic pe bietul om ca fiind stăpânit de un duh necurat și a cărui viață era o mizerie. El a trăit și a existat printre morminte, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nimeni nu l-a putut lega. Era un personaj disperat. Era un om atât de sălbatic încât nimeni nu-l putea îmblânzi. Era incontrolabil și era un pericol public. Devenise propriul lui dușman, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar Luca ne spune că era gol, era dezbrăcat și de demnitate, dar și de haine. Dacă vreți, dragilor, putem observa două activități demonice în viața oamenilor, uitându-ne la omul acesta. Nuditatea, pierderea inhibiției, este o activitate demonică. Cred că acest lucru este cât se poate de evident în societatea noastră. A existat un film, Diavolul se îmbracă de la Prada. Eu o zic un pic diferit. Diavolul se îmbracă de la pradă, de la prada lui. Îl dezbracă și de haine și îl dezbracă și de valori. Îl dezbracă și de demnitate. Să știți că nuditatea, pierderea inhibiției, exhibiționismul, vedem toate acestea pe străzi, în reclame, la televiziune. Acolo e o zonă de activitate demonică. O activitate demonică. Accentul pus pe senzual, pe sexual, hainele care nu fac altceva decât să atragă, nu sunt altceva, dragilor, toate acestea, decât o zonă de activitate demonică. Diavolul dezbracă. Și vedem din cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos îmbracă. Diavolul dezbracă, Iisus Hristos îmbracă. Pe de altă parte, tot în contextul nostru social este evident. Automutilarea. Tatuaje, piercing, tăieri,
chiar și afecțiuni, fiți atenți, precum anorexia și bulimia. Pot fi activități demonice peste viața acestor oameni. Vă întreb pe dumneavoastră, cine îi pune pe oamenii aceștia să-și tatueze spiritualitatea lor cu cap de diavoli, de demoni, de șerpi, de morți, de răniți, de ce vreți dumneavoastră? Cine îi pune? Duhul Sfânt? Educația de la școală? Formarea lor ca oameni în societate? E o zonă de activitate demonică. Aceste comportamente, dragilor, sunt înrădăcinate în ideea că o persoană este lipsită de valoare, că nu este iubită, pentru că acolo ne duce diavolul. Într-o zonă în care credem că suntem lipsiți de valoare și suntem neiubiți. Că uneori, la marginea societății, sunt oameni care au spus: eu n-am fost iubit acasă, i-am fost abandonat, i-am fost angresat, i-am fost uitat. Păi într-o societate care îl scoate pe Dumnezeu afară, putem să avem cele mai bune forme de învățământ, dacă nu există Evanghelia în zadar. Putem să avem cele mai bune partide la guvernare. Putem să avem cei mai instruiți, polițiști, jandarmi. Problemele nu se rezolvă așa, decât prin Evanghelia lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Vedeți, omul acesta ajunge să nu mai aibă respect față de sine și pierde demnitatea. Și Satan asta vrea să facă cu oamenii. Să le spune: tu ești lipsit de valoare. Și în dimineața aceasta repet pentru a treia oară, eu a doua oară și fratele Nicu. Spunea fratele Nicu că dacă am pune universul și sufletul omului într-un cântar în ochii lui Dumnezeu, sufletul omului cântărește mai mult decât universul. Și diavolul ne spune că noi suntem lipsiți de valoare, automutilarea, distrugerea, autodistrugerea. Diavolul vrea să ruineze viața oamenilor. Însă în ochii lui Dumnezeu, așa cum spune cântarea, noi avem valoare. Fiindcă ai preț, spune, în ochii mei, ai preț în ochii lui Dumnezeu. Sufletul nostru este valoros. Dumnezeu ne-a creat, El este autorul. Cel care alcătuiește o vioară, dacă ar vedea vioara deteriorată sau pe cineva că ar lovi cu ea de pământ și ar distruge-o, ar suferi. Să o ducem într-o zonă mai simplă, să vedeți cât de afectați putem fi, de exemplu, când o mămică face mâncare și copiii o aruncă pe jos și nu o mănâncă. Cu atât mai mult sufletul unui om, cât de valoros este în ochii lui Dumnezeu. Vedeți, dragilor, cumplita starea celui îndrăcit, dacă vreți, este cumplita starea oamenilor fără Dumnezeu. Am avut pe scară un vecin, Coman îl chema. Omul acesta crea probleme enorme. În fiecare zi se îmbăta și uneori o lua de dimineață. În fiecare noapte crea scandal pe scară. Singurul om de care era frică din bloc era tatăl meu. Tatăl meu a fost un bărbat mic de statură, cu o personalitate puternică, dar stabilea limite și nu permitea nimănui să... Și Coman, când se îmbăta, soția lui Ana, după ce lua bătaie bine de la el, venea și bătea la ușă la noi și striga cât putea de tare numele mamei și numele tatălui meu. Când ieșea tatăl meu, Coman fugea în casă, vecinul de la trei. Fugea în casă. Dar doar rezolva temporar problema aceasta. Uneori veneam de la școală la prânz și nu puteam să intru în scara blocului, pentru că vecinul meu de la trei era deasupra mea, spărgea geamurile din scară, era violent, înjura, soția lui îl ținea afară la ușă ca să nu o omoare, să nu o bată. A venit și poliția, a venit și n-a rezolvat nimeni. Din păcate, omul acesta, pentru că n-a permis lui Hristos să-i schimbe viața, a murit posedat de diavolul, degradat de păcat și distrus, lăsând în urma lui ruină și distrugere. Vedeți, dragilor, ce poate să facă diavolul din viața unui om? Demonii caută să locuiască, să ia în stăpânire ființe omenești. El vrea să se manifeste prin natura rea din oameni. Nu au odihnă și sunt într-o activitate continuă.
Descrierea acestor oameni care sunt sub posesie demonică este clară în Luca. Duhul necurat sau demonul, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută o dihnă și fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Au activitate permanentă demonii, diavoli, în așa fel încât să distrugă viața oamenilor. Și aceasta este caracteristica oamenilor răi, agitația continuă, neliniștea, lipsa de odihnă. Însă, dragilor, pentru el există soluție în Iisus Hristos, în Cel care a pus picioarele pe țărm. Spunea George Whitefield, predicatorul din secolul al XVIII-lea, că Iisus va primi pe naufragiații diavolului. Iisus va primi pe naufragiații diavolului. Iată aici un om care avea nevoie de harul lui Hristos. Un om care locuia în morminte, un om care atunci când l-a văzut pe Hristos, pe de o parte tras, unii ar putea spune că era bipolar, tras de demoni să se arunce la picioarele lui Hristos să-i recunoască autoritatea, și pe de altă parte, disperat de a fi eliberat de sub puterea demonică, văzând în Hristos dragoste și soluție pentru viața lui. Astfel îl vedem pe Domnul Iisus Hristos, care deranjează activitatea demonică ca să stabilească ordinea divină. Dragilor, unde este Hristos, diavolul nu are autoritate, diavolul nu are teritoriu, diavolul nu poate să biruiască, punct! Și mă rog în dimineața aceasta, acolo unde există activitate demonică, ca să agreseze trupul, să agreseze sufletul, ca să agreseze familii, în numele lui Iisus Hristos, să fie în dimineața aceasta o eliberare deplină și definitivă. Diavolul să-și mute armatele lui în alte zone, să plece biruit în numele lui Iisus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Vedeți, spune cuvântul lui Dumnezeu, când a văzut pe Iisus de departe, a alergat, i s-a închinat și a strigat cu glas tare, demonii au strigat cu glas tare, ce avem noi a face cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? A alergat, s-a închinat, dar nu ca formă de reverență și adorație, ci ca formă de frică și de recunoscându-i autoritatea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar vedem aici, când Domnul se mută înăuntru, diavolul se mută afară. Și l-au rugat să nu le poruncească, să meargă în adânc, în abis, același termen cu o groapă fără fund. Domnul Iisus Hristos a permis să intre în porci, porcii au intrat în apă și s-au înecat. Însă, dragilor, vedem întâi de toate ucenicii înspăimântați pe mare și acum ucenicii fascinați de puterea Domnului nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul! Și acum, apropii de final, îl invit pe Andrei să vină. Ultimul lucru, deranjează stilul degradant de viețuire, de a trăi ca să redea demnitatea. Deranjează cetatea hărțuită ca să restabilească ordinea mult dorită. O națiune fără Dumnezeu, nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu, este o națiune care va cunoaște degradarea, care va cunoaște distrugerea, și acel teritoriu va fi un teritoriu pe care diavolul cu demonii lui vor jubila. Soluția nu e o educație mai bună, vrem educație mai bună, dar soluția este Evanghelia lui Iisus Hristos. Fără norme morale, fără valori, ajungem la episoade de genul festivității de deschidere de la Jocuri Olimpice, când desfrâul, când batjocora, când josnicia, când mitocănia iau locul valorilor și a bunului simț. Lumea aceasta se degradează sub privirile noastre, dragilor. Și soluția este în cuvântul lui Dumnezeu. Soluția este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Când am scris la începutul deschiderii Jocurilor Olimpice, am zis, chiar dacă oamenii aceștia au vrut să ne amenințe că influența lor se răspândește pe întreaga lume, vor fi creștini acolo, jucători, sportivi, care vor străluci prin valori și virtuți. Și au fost oameni care s-au închinat și au făcut cruce, s-au pus pe genunchi, s-au rugat, au vorbit despre Hristos când au încheiat meciul, s-au pus acolo pe terenul de tenis, Djokovic, și a mulțumit lui Dumnezeu în fața oamenilor, au strălucit prin valori, prin demnitate, prin integritate.
Au fost sportive care au pus în fața camerilor Ioan 3:16, ești prețuit, Dumnezeu te iubește. Pentru că diavolul agresează lumea aceasta și spune: nu sunteți buni de nimic, sunteți niște ratați, niște distruși. Tăiați-vă, mutilați-vă, dezbrăcați-vă, comiteți păcate după păcate, ruinați-vă, distrugeți-vă cu totul. Și înțelegem în dimineața aceasta că Domnul Iisus Hristos vine să deranjeze stilul acesta degradant pe care l-a impus diavolul ca să redea demnitatea. Binecuvântat să fie Domnul! Oamenii au ieșit să vadă ce s-a întâmplat. Au venit la Iisus și iată-L pe Cel ce fusese îndrăcit și avusese legiune de dragi șezând jos. Ascultați! Îmbrăcat și întreg la minte. Purtarea Lui părea să indice faptul că omul acesta era un nebun. Omul acesta nu se mai putea bucura de compania oamenilor normal și trăia printre morți. Atât de jos l-a dus diavolul. Era nefericit, avea rând dureroase pe care și le făcuse singur. Am întâlnit oameni care își mulgeau părul din cap, se uitau în oglindă și se automutilau, își dădeau palme. Am ascultat mărturia unui tânăr care a ajuns să fie homosexual și după ce comitea păcate, plângea și se automutila, își dădea palme, pentru că simțea că se degradează după fiecare act de păcătuire. Și spunea: nu sunt, sunt un gunoi, spunea omul acesta. Dar într-o zi s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Și Iisus Hristos i-a redat demnitatea acestui om și astăzi cântă spre slava lui Dumnezeu. Pentru că diavolul degradează, Hristos îmbracă cu demnitate, cu valori, cu principii, cu bun simț și inclusiv cu haine. Era nefericit, avea rând dureroase pe care și le făcuse singur. O creatură demnă de milă, un caz fără speranță, omenește vorbind. Omul acesta era incapabil să articuleze cuvinte. Ați văzut oameni care în casele lor, ei nu mai comunică niciodată, ei nu mai articulează cuvinte. Numai țipă într-una, de dimineață până seară. Țipă, agresează soția, agresează copiii, sau invers. Ce stare îngrozitoare! Și toate acestea din cauza că era posedat de demon. Să știți, dragilor, că sunt mulți în această stare astăzi. Din păcate, vânduți satanei, vânduți păcatului și incapabili să se ajute pe ei înșiși și dincolo să fie ajutați de către alții. Acest om avea o singură speranță și o singură sursă de ajutor. Și acesta era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care pășise pe țărmul tenebru și sinistru, al degradării umane. El vine, dragilor, să deranjeze stilul degradant de viețuire a oamenilor. Când intram în contact cu Evanghelia, în perioada când am fugit de acasă și veneam la 4-5 de la discoteci, mă mai întâlneam cu pocăiți pe stradă. Unii dintre ei, de frică ca să nu-i ridiculizez, mergeau pe partea cealaltă. Pe alții sfinți, când îi vedeam, mă întorceam eu și mergeam în direcții opuse, pentru că mă simțeam mizerabil. Și după fiecare noapte în bar, în discotecă, mergeam acasă și mi-era milă de mine. Și spuneam: uite ce a făcut diavolul cu mine. Nu mai pot să mă controlez și a bătut joc de mine, de trupul meu, de viața mea, de profesia mea, de viitorul meu, de familia mea. M-a făcut să fug de acasă. Pe îndrăcitul acesta diavolul l-a smuls din cadrul familiei și l-a dus într-un mormânt să locuiască acolo printre morminte. Însă, dragilor, chiar dacă satana l-a dus în degradare, Domnul Iisus Hristos vine și îi redă demnitate. Și am putea spune că stăpânit de demoni, eliberat de Iisus Hristos. Deranjează stilul degradant de viețuire ca să dea demnitate oamenilor. Și acum vedeți paralela. Omul acesta avea demoni. Luca 8:35. Demonii au plecat, au fost eliberat. Pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos se mută înăuntru, diavolul se mută afară. Când vine Iisus în viața noastră, omul puternic, spiritual, trebuie să predea bunurile. Și bunurile care erau în ghearele diavolului erau sufletele noastre.
eram noi, viața noastră. Spune cuvântul lui Dumnezeu că nimeni nu l-a putut îmblânzi. Nici educația, nici justiția, nici poliția, nici spitalul nou, nici SRI-ul, nici jandarmeria, nimeni, l-au legat, crezând că o să scape. Dar a venit Hristos. Și în Marcu, cuvântul lui Dumnezeu spune că dacă el a fost neîmblânzit până în momentul respectiv, i-a revenit mintea. Era un om cu mintea întreagă. Hristos i-a redat mintea. Apoi spune că era un om care țipa într-una. Și în momentul în care Hristos a intrat în viața lui, spune cuvântul Domnului că fostul îndrăcit îl ruga pe Iisus: te rog frumos. Cine poate îmblânzi soțul acela agresiv ca să ajungă să-ți spună: te rog frumos? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cine poate îmblânzi femeia cea agresivă? Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Noi am spune, pentru un astfel de îndrăcit nu mai există nicio soluție. Mă iertați că trebuie să spun treaba asta. Într-o zi, când eram în partea cealaltă, a venit femeia aceea care s-a dezbrăcat într-o emisiune la Antena 1, cred că și-a dat cu bolovanul după o prezentatoare. A venit acolo și sigur că noi spunem multe despre noi, că avem puteri și că avem, dar în fața faptului împlinit se pare că nu avem nicio putere. Și cineva a trimis-o pe femeia aceea la Tony Berbecela. A scos-o de acolo și a trimis-o în partea cealaltă. Dacă era Hristos, o ajuta să cadă la picioare, să o îmbrace, să o elibereze și să rezolve problema ei. Pe de altă parte spune că omul acesta țipa și a ajuns să-l roage. Vedeți ce schimbare? Degradare în zona diavolului, demnitate când intră Iisus Hristos. Spune, totdeauna zi și noapte stătea în morminte și pe munți. Și după ce Domnul Iisus Hristos l-a eliberat, i-a zis: du-te înapoi la familia ta. Cine întoarce soțul care a plecat? Soția care a plecat? Cine întoarce copiii? Eu am fugit de acasă. Știți cine m-a întors acasă pe mine? Iisus Hristos. El m-a întors acasă în sânul familiei. Și fuga de acasă, să știți că poate fi de ordin demonic uneori. Pentru că El vrea să ne smulgă din sânul familiei, din sânul bisericii, din sânul comunității și să-și bată joc de noi. Omul acesta nu mai avea nicio șansă, dar la Hristos a avut o șansă, binecuvântat să fie Domnul. Du-te acasă la ai tăi. Hristos a redat familiei copilul pierdut. În 2007 m-am botezat în apă. An la rând am vorbit cu tatăl meu. Pe 2 decembrie m-am botezat în apă. Și pe 3 decembrie am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe tatăl meu, care nu era pocăit și cu care am avut multe probleme, eu cu el și el cu mine. Devenisem bărbați și ne-am certat ca doi bărbați. Țipam unii la alții, ne certam, existau bătăi, existau ce vreți dumneavoastră. Dar m-am întâlnit cu Hristos. Și pe 3 decembrie 2007 am pus mâna pe telefon. Și el mi-a răspuns, a zis: cine e la telefon? Pentru că nu mai avea numărul meu. Toată familia Jivan era pierdută. Niciunul dintre noi, din 14 copii, toți eram agresați de diavolul prin mormintele vieții noastre, departe de familie, de Dumnezeu, triști, apăsați, deposedați de valori și distruși de diavol. Și atunci am zis: sunt eu, Alin. Și mi-a zis: ce vrei, mă? Și am zis: știi ce vreau, tată? În 24 de ani de zile nu ți-am spus niciodată că te iubesc. Iisus Hristos mi-a schimbat viața. Și vreau să spun că te iubesc din toată inima mea. Te rog frumos să mă ierți pentru ce am făcut. N-am mai țipat. A spus la telefon, plângând: și tata te iubește. Și mi-a închis telefonul. M-am dus acasă la Reșița, ne-am luat în brațe,
Am plâns amândoi, împreună cu mama mea, ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat Domnului. Pe 11 ianuarie 2011 a intrat în apa botezului și a mărturisit că Iisus Hristos este Domnul. A venit din America plângând și eram cu soția la Reșița. Și când a intrat în cameră să vorbească cu noi, ne-a salit. Am stat în America și erau 11 tineri care se pregăteau să se boteze. M-am uitat la ei și m-am uitat la viața mea. Mi-am adus aminte de cât rău am făcut. Pentru că cine nu trăiește cu Dumnezeu va face mult rău. Demonizatul acesta își făcea rău și lui și agresa pe toți ceilalți din jurul lui. Îmi dau seama că am trăit ca un nebun. Și m-am dus și am zis, și eu vreau să mă botez. I-a zis unchiului meu, Cornel, și unchiul meu, Eugen Milaș. Au pregătit un botez și a avut privilegiu să-l boteze fratele lui Gimițoi. Dragilor, am fost acasă, acum. În casă se aude glasul Evangheliei. Pentru că singurul care poate schimba este Domnul Iisus Hristos. Vedem aici că El a fost fără haine. Ne gândim, întâi de toate, că a fost dezbrăcat de valori. Degradat! În ultima condiție a existenței. Nu există condiție mai josnică. Dezbrăcat, mutilat în carne, uitându-se la sine, se disprețuia, spunea, sunt un gunoi! Cum spunea omosexualul acela care a fost eliberat de Iisus Hristos. Pentru că diavolul pune gunoi în noi. Hristos vine și pune comori în noi. Și pe de altă parte, fiind dezbrăcat, după ce Domnul Iisus l-a eliberat, spune cuvântul lui Dumnezeu, că era la picioarele Domnului Iisus Hristos, cum? Îmbrăcat. Nuditatea, lipsa de inhibiție, exhibiționismul, toate acestea sunt activități. Uitați-vă acum la bărbați și la femei, își mutilează trupul și îl pictează și îl desenează, umple trupul lor de demoni, de draci, de scheleți, de șerpi, de morminte, de ce vreți dumneavoastră. E semnul că sunt la periferia existenței. E semnul că viața lor este între morminte și că au nevoie de salvare prin Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Domnul nostru. Dragilor, închei aici, vă invit cu respect să vă ridicați. Vedem aici pe omul acesta crescând în har. Rațional, logic, eliberat și vindecat, are nivel de conversație, îl roagă pe Domnul Iisus Hristos. Nu țipă la Domnul Hristos, îl roagă pe Domnul Iisus să meargă cu el. Îl vedem crescând în har, pentru că orice om care este atins de Iisus Hristos trebuie să aibă aceeași dorință pe care a avut-o și omul acesta, de a-L urma pe Hristos. Însă nu era momentul să se unească cu ucenicii. Trebuia să rămână acolo ca să fie o mărturie pentru toți ceilalți. Spune cuvântul Domnului că l-a început deja să vestească în Decapolis. Era o ligă de 10 orașe romane, plină de neamuri. Și oamenii au rămas uimiți, pentru că toți l-au cunoscut pe îndrăcitul acesta, care acum era îmbrăcat, transformat, logic, rațional și cu un mesaj puternic. Până acum venea să țipe, să agreseze, să terorizeze. De acum înainte, dintr-un agent al satanei, a devenit un martor al lui Hristos. Un martor al lui Iisus Hristos. S-a dus la familia lui și cred că acolo s-au întâmplat lucruri extraordinare. Și ca concluzie în dimineața aceasta, dragilor, vedem aici o lucrare extraordinară de mântuire a unui păcătos pierdut, dar mai mult decât atât, vorbim despre un mântuitor grijuliu care caută pe cei pierduți, pe cei răniți, pe cei agresați. Acest om a fost motivul pentru care Iisus, Fiul lui Dumnezeu,
a privit peste Galileea și a spus ucenicilor să trecem de partea cealaltă. Vreau să spun ceva în dimineața aceasta. Și astăzi Iisus trece de partea cealaltă. Acolo unde n-a trecut pastorul, acolo unde n-au trecut membrii din familie, acolo unde n-au putut să treacă slujitorii, trece Iisus. Poate că ești în dimineața aceasta cu sufletul între morminte, cu gânduri de automutilare, spunând că n-ai nicio valoare în ochii lui Dumnezeu. Vreau să spun că e șoapta diavolului și activitatea lui. Hristos vine în dimineața aceasta și spune: ai preț în ochii mei. Te iubesc cu o iubire veșnică. Eu sunt cel care trece dincolo și vin la tine. Te scot din orice imposibilitate, din zona de degradare. Sunt bărbați care, fiind pe calea credinței, au ajuns să cadă din nou în anumite păcate. Hristos trece și astăzi dincolo să-i scoată. Sunt femei de asemenea care au ajuns acolo, lăsând pe diavolul să-i degradeze. Hristos vine să le redea demnitatea acestor oameni și nouă tuturor. Mulțumim, Doamne, că avem un Mântuitor atât de minunat. Mulțumim că Tu te înduri la noi. Vedem, Doamne Dumnezeule, că omul acesta era sărac, disperat, autodestructiv, posedat de demoni, dar a avut parte de harul lui Dumnezeu. Îți mulțumim că și noi am fost, că și de noi Te-ai îndurat. Invit echipa de închinare să vină aici lângă mine, cântăm un cântec și rostim numele lui Iisus Hristos peste orice suflet. Eu voi rosti doar numele lui Iisus peste orice suflet apăsat. Rostim numele lui Iisus Hristos cu credință, pentru că El este soluția pentru fiecare dintre noi. Binecuvântat să fie numele Domnului Iisus Hristos. Eu voi rosti doar numele lui Iisus peste familie. Poate că în familie ai un soț care agresează, care țipă, care trăiește departe de voia lui Dumnezeu. Adu-L pe Hristos în casa ta. Când Hristos pășește în casă, diavolul pleacă afară. Poate în sufletul tău ai o problemă. Adu-L pe Hristos în sufletul tău. Când Hristos pășește, diavolul pleacă afară. La locul de muncă, oriunde ai fi, adu-L pe Hristos și rostește numele Lui. Binecuvântat să fie Domnul. Cântăm împreună acest cântec. Eu voi rosti doar numele Lui Iisus peste orice suflet apăsat. Și vă garantez că puterea Duhului Sfânt este aici. Că Iisus Hristos este Domn. Și El dă eliberare, dă vindecare și binecuvintează poporul Său.